Harry Bucur Marcu, analist de politică externă. Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc că mă întrebați. Așadar, domnule profesor, are sau nu șanse egale cu Marc Rutte, Klaus Iohannis pentru această cursă, aceea de a obține șefia la Alianța Nord-Atlantică? Nu are nicio șansă. Vă spun cu toată seriozitatea. E probabil o chestie electorală, e probabil o chestie de, cum să zic, de aducere în discuție. E o lună aproape de când a apărut pe știri că România în ascuns, adică, mă rog, în afara spațiului public, încearcă să-l promoveze pe președintele Iohannis ca un candidat pentru secretar general al NATO. Dar nu, n-are cum să aibă șansă. Să vă spun și de ce, că e foarte important de înțeles treaba asta. Secretarul general al NATO este o funcție executivă, deci nu este o funcție reprezentativă. Este drept că de vreo 12 ani încoace, de când Rusia a devenit mult mai amenințătoare și a inclus inclusiv în strategiile de securitate ideea asta că Occidentul și mai ales NATO ar fi inamicul Rusiei, de atunci încoace NATO a fost mult mai atent cine este secretarul general din punct de vedere geografic sau geopolitic, ca să zicem așa. Am avut un danez pentru că Rusia era foarte activă în Baltica să demonstreze că are o prezență militară serioasă în Baltica și în Marea Baltică și atunci un danez ar fi fost un răspuns la amenințarea rusească, dar în același timp danezul acela era fost prim-ministru și un executiv rodat și în problemele administrației în general și în problemele NATO în special. După care a fost actualul Stoltenberg, care la fel a fost prim-ministru al Norvegiei, în condițiile în care Rusia a amenințat foarte serios în partea de nord, mai ales în Arctica, inclusiv cu folosirea armei nucleare. Și în cazul de față, sigur, adică ar fi o idee să fie cineva din zona România-Polonia, în ideea în care ar arăta că NATO în continuare pune ca executiv al său un individ care nu mai se pricepe la partea executivă a NATO, dar se pricepe de asemenea și la situația din această zonă, care este o zonă amenințată. Noi suntem la frontieră cu un război, fără niciun fel de îndoială, război provocat de Rusia, da? Adică agresiunea rusească. Domnule Harry Bucur Marcu, Monica Mihai, jurnalist Euronews. Dar am lungit-o un pic, dar vreau să înțelegeți că președintele Iohannis nu se califică. În afară de faptul că e român, nu are alte calități care să-l recomande pentru această funcție. Adică nu are experiență executivă, nu știe cum sunt mecanismele din NATO la nivelul staffului NATO, respectiv al staffului de la cartierul general, nu știe cum este cu relația dintre civili și militari în NATO, cum este cu integrarea staffului din NATO care lucrează pentru secretarul general în pregătirea deciziilor. Domnule Harry Bucur Marcu, Monica Mihai sunt. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Dar este întâmplător momentul ales de președintele Klaus Iohannis pentru a face acest anunț? Și dacă un astfel de anunț la un asemenea nivel se face fără discuții și negocieri în prealabil sau poate chiar un semnal că acum este momentul să-și lanseze în mod oficial această candidatură? Din punct de vedere al NATO, este o premieră. În NATO, lucrurile astea se discută cu mult timp înainte. Și până când nu se obține consensul, nu se dau publicități, candidaturile, ca să zic așa. Deci, în mod normal, ar fi trebuit ca ambasadorul nostru la NATO să le anunțe tuturor colegilor de reprezentant național la NATO intenția României de a-l propune pe președintele Iohannis, adică să se propună singur cum ar veni, da? După care să fie discuții și în momentul în care se atinge consensul pentru oricare dintre acești candidați, aia se anunță. Deci au fost discuții din acestea în care numele premierului olandez a fost pronunțat în diferite contexte, ca fiind un candidat credibil, dar nimeni n-a zis că îl susține, că nu se face, nu e o alegere de asta de majoritate, o alegere prin consens. Trebuie să înțelegem treaba asta.
Deci este o situație atipică acum că avem acești doi candidați. Da, deci președintele, eu nu știu ce-o fi fost, cine l-a sfătuit, să iasă public un asemenea anunț, care nu se face. Deci nu se fac asemenea anunțuri, tocmai în ideea în care compromite posibilitatea de obținerea consensului. Domnule profesor, dacă ar fi ales... Dar nu o face treaba asta, deci... Astea sunt mecanisme de decizie în NATO prin consens, dar lăsându-le să la o parte, dânsul ca persoană nu se califică pentru funcția asta, ce să mai vorbim. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație și dacă șeful statului, Klaus Iohannis, ar fi ales la șefia Alianței Nord-Atlantice, în mod clar ar fi primul secretar general care face parte dintr-o țară ex-comunistă. Vă întreb, domnule profesor, mai putem să asistăm la varianta în care să se mai înscrie și alte nume în această cursă? Foarte pe scurt, vă rog. La asta încerc să spun, că nu e o cursă, e o cursă în mintea celor de la Cotroceni, că altfel, sigur că da, sunt mai mult, e o competiție, dar nu e o cursă, în sensul în care cine ajunge primul. Din contră, trebuie cel care va fi viitorul secretar general, va fi cel care a întrunit consensul, adică absolut inclusiv al României. Ori apariția acestei forme de competiție dă apă la moară Moscovei în primul rând. Și să vă spun de ce, pentru că Moscova încearcă să arate că în NATO nu există consens, că nu există că în NATO dictează americanii și restul se supun și lucruri din acestea, pe când în mod normal mecanismele din NATO sunt cu totul la altfel. Mecanisme de decizie vorbesc. Dar în afară de asta, vă dați seama că se pregătește un secretar general care să poată să îndeplinească strategia nouă a NATO, care este o strategie prin care întreaga Europa și întregul Occident se pregătesc pentru a face față Rusiei, care este foarte agresivă în continuare.